la solicitarea Uniunii Armeilor din România. Ei au ajuns la Constanța împreună cu episcopul Calenchelia. De acolo, cu căruțele, au traversat Dobrogea și Moldova și au ajuns aici, la Strunga. Motivele pentru care a fost alesă Strunga sunt două. Unul, pentru că s-au gândit că peste 100 de ani vor fi aici oameni iubitori de armei care să omageze centenarul. Și al doilea, că aici era o stațiune balneară, erau confirmate unui armean, dar mai multe o să vă spun Arsen Artumanian în definiția pe care Lemkin a dat-o genocidului. Se spunea că genocid este acea acțiune îndreptată împotriva unor grupuri umane, dar și împotriva unei civilizații. Diferența între masacru și genocid este că masacrul este îndreptat împotriva persoanelor și genocidul împotriva unor civilizații. Așa cum, în câteva luni, o civilizație trimilenară în Anatolia a dispărut în urma genocidului, iată că după 100 de ani, o civilizație trimilenară pe un pământ creștin dispare sub ochii Europei indiferente. Noi purtăm această responsabilitate să aducem aminte lumii civilizate că este datoare poporului armean. Poporul armean s-a păstrat avampost al creștinătății în luptele pe care le-a dus cu perci, cu turci, cu tătari, cu bolșevici atei. Ca să nu mai vorbim de faptul că Armenia în vechime a trebuit să înfrunte pe Asirien, pe Babilonie, pe Mezi, pe Perzi, pe Hitiți, pe Huriți, pe greșii Alexandru Macedon, pe romanii lui Marc Antoniu. Și totuși a rămas pe acest pământ pe care, iată, nu mai poate să-l țină în condițiile unei lumi civilizate. Este o faptă pe o dată în Europei creștine și democrate că lasă acest pământ creștin diferit. Suntem moștenitorii unei tragedii. După Vechiul Testament și Noul Testament, iată că se scrie și mai Noul Testament al patimilor poporului armean. Să nu uităm niciodată și niciodată să nu ne resemnăm la gândul că acel popor nu va fi armean, că pe altarele acelor biserici nu se va mai sluji vreodată în armenești. Dumnezeu să-i ajute pe refugiați, să le dea putere și nouă putere să-i ajute. Pietre comemorative este Bogdan Hovanisian și în timp ce lucra a primit un apel de la el, un pic surprins, un pic, să zic, chiar disperat. Arsen, știi ce s-a întâmplat? O minune. Păi spun ce? În timp ce lucram, din tuful roz a ieșit tuf negru. Ceea ce spune, am făcut atâtea lucrări și niciodată în viața mea n-am văzut așa ceva, ca din tuful roz să iasă tuf negru. Și împreună ne-am gândit și cu domnul Vosgania și cu alți membri ai comunității, cum să facem, cum putem să folosim, da, sau să renunțăm poate. Dar sculptorul a spus că cel mai bine ar fi să nu renunțăm la această minune a naturii și a găsit o soluție și prin ornamente a transmis, el numea acest puf negru, este practic arată, demonstrează rana poporului armean. Prin orfelinat, demonstrează rana poporului armean. Și, într-adevăr, este ceva fenomenal, pur și simplu. Iar jos vedeți un slogan în armeană. În armeană sună Barțrațiș, Barțrațur, este un slogan foarte frumos și traducerea este ridică-te tu, ridică-i și pe ceilalți. Este sloganul Uniunii Generale Armene de Educație.
educație fizică, acest organ îl foloseau cercetașii de la Strunga, copii inclusiv pe cataramele lor. Nu întâmplător, Armenat Manisalian, președintele orfelinatului armean din România, a spus că sosirea a 200 de copii a stârnit mare entuziasm printre localnici care au organizat o primire care i-a emoționat până la lacrimi pe orfani și pe profesorii lor. Copiii au participat și în viața satului, dar un exemplu, să zicem, a fost în 1923, în august, a fost o nuntă în Strunga,